Domnilor, invitatul de onoare al celei de-a 10-a conferințe de Crăciun la București, domnul profesor Ștefan Constantinescu. Doamnelor și domnilor, este un privilegiu pentru mine să fim împreună astăzi la cea de-a 10-a conferință de Crăciun la București. Pentru început, aș dori să le mulțumesc celor care au făcut posibil acest extraordinar eveniment științific al sfârșitului, al fiecărui sfârșit de an din 2013 și până acum. Îi mulțumesc majestății sale Margareta pentru mesajul pe care ni l-a adresat. Mulțumesc pentru mesajul președinției României și doamnei consilier prezidențial, profesor universitar dr. Diana Loreta Păun. Le mulțumesc organizatorilor principale ai conferințelor de Crăciun la București, Filarmonica George Enescu, Ateneul Român, care ne găzduiește, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei și directorul său general, dr. Nicolae Mărginean, UEFCDI și directorul său general, profesor dr. Adrian Curaj, Clubul Rotary București, Curtea Veche și toți membrii săi și, în ultimul rând, le mulțumesc sponsorilor care susțin acest eveniment. În această seară vom vorbi despre ADN și mulți dintre dumneavoastră ați auzit citatul că noi suntem ADN-ul nostru, we are our DNA. Deci, în această seară am să încerc să vă conving de faptul că s-au făcut o serie de progrese importante în înțelegerea genomului uman și că acestea s-au răsfrânt și asupra diagnosticului și tratamentului cancerului. Și cel mai important, la sfârșit, am să fac un apel către colegii noștri matematicieni și fizicieni, cei care, de fapt, au avut aceste conferințe de 9 ore înainte, să ne ajute în continuare pe medici, pentru că foarte multe din problemele actuale ale medicinii, veți vedea, sunt probleme de geometrie, de matematică și de fizică, ce odată rezolvate vor avea un impact colosal în medicină. Genele de care ați auzit cu toții spun o poveste. O poveste care este mesajul pe care trebuie celula să-l primească pentru a putea să sintetizeze proteine care ne constituie organismele noastre. Deci genele sunt povestea, iar ADN-ul este limba chimică prin care această poveste este rostită. ADN-ul nu este o ființă vie în sine, este doar un produs chimic, dar el reușește să exprime o muzică pe care dansează viața. Așa cum știți, în fiecare din celulele noastre, sau aproape în fiecare din celulele noastre, avem ADN. Și marea majoritate a acestui ADN se găsește într-un loc pe care noi îl numim nucleu, în centrul celulei, care este învelit de o membrană. Acest ADN trebuie să se replice, deci noi trebuie să în mod continuu să sintetizăm ADN pentru a păstra o copie. Practic, ADN-ul este o moleculă informațională, dar în același timp el este copiat într-o altă substanță, ARN, care este un mesager care se duce în citoplasma celulei și spune unor mici corpusculi care au fost descoperiți de George Palade, marele savant român. Anul acesta împlinim 110 ani de la nașterea lui George Palade, cel care a descoperit acești corpusculi în citoplasmă, care domnia sa i-a numit ribozomi, și acești corpusculi sintetizează proteinele, dar pe matrița și pe informația produsă de ADN. Și poate că este prea tehnic pentru dumneavoastră, dar trebuie să vă spun că noi, organismul uman, de exemplu, noi avem foarte multe celule, avem aproape 37 de trilioane de celule, deci foarte multe celule. Și aceste celule nu sunt toate la fel. Unele sunt celule care formează epitelii, altele formează sângele, altele formează creierul, deci sunt diferite și de aceea noi numim acest proces diferențiere celulară. Deci pornim cu toții de la o celulă, apoi suntem embrion, apoi suntem făt, apoi diferențiem în toate aceste tipuri celulare diferite,
Da? Și cum facem acest lucru? Îl facem pentru că noi avem un număr de gene, avem 21.000 de gene în genomul nostru, dar noi nu folosim toate genele în toate celulele. Deci procesul de diferențiere este acel proces de a alege ce gene se exprimă în ce celulă, pentru cât timp și la ce nivel. Și deci viața este o melodie, dacă vreți, cu 21.000 de note, deci este un pian puțin mai complicat decât acest magnific pian la care a cântat de multe ori Valentin Gheorghiu. Este un pian cu 21.000 de note și este un pian care în timp ce cântă este fabricat. Deci celula știe să facă niște lucruri extraordinare. Numele de celulă a fost dat în 1655 de Robert Hooke, profesor la Oxford și la Cambridge, profesor de geometrie, da? Care în monografia sa Micrografia folosea un fel de microscop optic primitiv și el a observat în peretele unei celule vegetale niște structuri foarte, foarte regulate care semănau în mintea lui cu chiliile în care dormeau călugării în mănăstiri. Și cum acele chilii se numeau cells, el a dat numele celulei pornind de la chiliile de la mănăstiri. Și într-adevăr, unitatea funcțională a organismului este celula. În 1974, așa cum ați auzit deja, premiul Nobel pentru fiziologie și medicină a fost acordat profesorilor Albert Claude, Christian de Duve și George Palade pentru descoperirile lor care au permis înțelegerea ultrastructurii, adică a structurii interioare a celulelor. Și profesorul Palade a fost cel care a descoperit ribozomii și a permis vizualizarea prin microscopia electronică într-un mod fără precedent, prin tehnicile pe care le-a inventat, așa cum am auzit recent la Academia Română în prelegerea doamnei Maia Simionescu. Profesorul Palade a reușit să realizeze niște tehnici care au permis izolarea fiecărei componente a celulei și apoi determinarea structurii chimice. Și în această fotografie de microscopie electronică, ce are o mărire de peste 50.000 de ori, vedeți nucleul și nucleul este înconjurat de o membrană și în nucleu, acolo în zona aceea mai deschisă la culoare, se află matricea nucleară și acolo se află ADN-ul din genom. Deci genomul nostru nuclear. Atenție însă, pentru că noi nu avem ADN numai în nucleu. Noi avem ADN, genom și în mitocondrii. Mitocondriile sunt niște structuri pe care le vedeți în partea dreaptă a diapozitivului, poate că reușesc așa. Sunt niște foste bacterii care acum 1.500.000.000 de ani au intrat în celulele de atunci și au format o simbioză. Aceste bacterii aducând posibilitatea de a folosi oxigen și ele au avut ADN și aveau peste 1.000 de gene în momentul respectiv, astăzi au rămas cu un număr de 37 de gene pentru că majoritatea genelor au trecut în timp, în acest miliard de ani, în genomul nuclear. Deci, practic, astăzi mitocondriile folosesc gene nucleare care provin de la ele. Ele au rămas doar cu 37 de gene și din aceste 37, 13 sunt esențiale. Numai mitocondriile le au. Dacă pierdem aceste gene, mitocondriile nu mai funcționează și avem defecte musculare și neurologice foarte, foarte grave. Deci avem ADN în genomul nuclear și avem ADN în mitocondrii. Mitocondriile vin cu ADN-ul matern întotdeauna, iar ADN-ul din genom aparține celor doi părinți. Vedeți în această celulă o serie întreagă de structuri, multe din ele descoperite de profesorul George Emil Palade și în primul rând ribozomii care vor avea un loc important în această seară. La sfârșitul anilor 90 a fost o perioadă în care cercetătorii și-au pus problema de a secvența genomul uman. Și existau două alternative. Ori să se secvențeze întregul genom uman, ori doar 2% din genom uman, care se știa deja că el codifică pentru proteine. Deci genele sunt o fracțiune, 1 până la 2% din genom uman codifică
pentru proteine sunt gene, restul nu știm, acum știm mai mult, dar nu știam în acel moment care este rolul acelui ADN. Și această dezbatere, sigur, era mult mai ieftin și mult mai simplu să se secvențeze numai 2%, dar 98% putea avea un rol esențial. Și secvențarea genomului uman a avut loc la Institutul Whitehead al Universității MIT, acolo unde am avut onoarea și privilegiu să lucrez timp de 6 ani și am fost contemporan și martor la aceste discuții. Institutul Whitehead este un institut de cercetare biomedicală fondat de 4 mari cercetători, profesorul David Baltimore, premiul Nobel, descoperirea revers transcriptazei, mare virusolog, pe munca lui s-a putut diagnostica HIV-ul, deci un titan al biologiei moderne, profesorul Harvey Lodish, care a fost și mentorul meu, un pionier în domeniul sintezei proteinelor, deci el a elucidat modul în care ribozomii lui Palade sintetizează proteinele și cum se reglează acest lucru în funcție de prezența aminoacizilor. Profesorul Robert Weinberg, care descoperise prima oncogenă și prima genă supresoare de tumori, și profesorul Gerald Fink, care descoperise modul în care drojdia de bere funcționează din punct de vedere al unei celule și realizase primul vaccin contra hepatitei B. Deci datorăm lui Gerald Fink procedura de transformare în ist care a dus la sinteza proteinei antigen de suprafață a virusului hepatitei B. Și în acest institut, care funcționa în MIT, la acel moment erau personalități care erau active, cum e profesorul Philip Sharp, care descoperise intronii, Gobind Khorana, care rezolvase codul genetic, Robert Horwitz, care rezolvase și descoperise moartea celulară programată, așa numită apoptoză, anumite celule se nasc pentru a muri, și profesorul Susumu Tonegawa, care descoperise rearanjarea genelor care produc anticorpi, deci baza răspunsului imun. În acest moment a bătut la ușa Institutului Whitehead un tânăr matematician, Eric Lander, un tânăr supradotat, care avea doctorat în matematică de la Universitatea Oxford, era profesor de matematică la școala de business de la Harvard și se plictisise de aceste două lucruri și dorea să schimbe, să facă ceva mai interesant și îi se părea că avansurile în medicină sunt prea lente, că biologii lucrează încet, se ocupă numai de lucruri punctuale, se ceartă mult între ei, că medicii clinicieni vor numai să aibă foarte mulți pacienți și, în general, era foarte critic la adresa noastră a comunității biomedicale. Și a propus lui David Baltimore, directorul de atunci al institutului, să lucreze în acest domeniu, să-l lase un an să învețe puțină biologie și după aceea să lucreze în domeniul cercetării biomedicale. Și spre meritul lui, David Baltimore a zis da, l-a angajat ca fellow, o titulatură intermediară între postdoc și cercetător, și într-un an de zile Eric Lander a fost numit profesor prin la MIT și a început secvențarea genomului uman, a întregului genom uman. Cu pregătirea sa matematică, nu i-a trebuit mult să vadă ce făceam noi în laboratoare genă de genă, deci noi lucram pe 2, 3, 5 gene și a dat seama că se poate face asta pe 1000, pe 10.000, pe 100.000, că se poate automatiza procesul, că se poate robotiza și în acest fel, la sfârșitul anilor 90, el a declarat deschis acest proiect, folosind niște tehnici care erau inventate la MIT de acest profesor Paul Schimmel, care descoperise niște tehnici prin care se putea marca ADN-ul și se puteau sparge o moleculă foarte mare de ADN în molecule mai mici, care apoi erau fiecare legate cu niște etichete moleculare și apoi se puteau clona în bacterii, bacteriile le amplificau și apoi le secvențam pe tehnica de atunci care era Sanger sequencing. Și cu un efort enorm și cu un cost de peste $1 miliard, Eric Lander a reușit să creeze un fel de institut paralel, într-o clădire paralelă, în care tot ce făceam noi empiric, el făcea automat. Și în maximum un an și jumătate a reușit să aibă prima secvență a genomului uman.
Problema a fost efortul bioinformatic, pentru că aceste fragmente rupte trebuiau puse împreună ca un puzzle și uneori nu era ușor, deci trebuia repetată spargerea ADN-ului, repetată secvențarea, dar în final, în 2001, a avut prima secvență completă care este corectată în fiecare an, chiar și în 2021 s-au mai găsit niște mici corecturi de făcut. Și ce s-a văzut? S-a văzut că genomul uman are 3,3 miliarde de perechi de baze și că este puțin mai mic decât genomul de șoarece și mult mai mic decât genomul de grâu. Și că deci mărimea genomului nu este proporțională cu acea complexitate și evoluție a organismului. Și s-a văzut că avem 20-21 de mii de gene care codifică proteine, ceea ce nu înseamnă că avem numai 21 de mii de proteine. Avem mult mai multe proteine, pentru că fiecare genă poate produce mai multe proteine. De asemenea, s-a văzut că diferența între doi indivizi neînrudiți este de 0,1%, așa numitul polimorfism, și diferența între oameni și cimpanzei este de 1%. Deci vă dați seama, un text la care variază doar o literă e aproape identic și totuși e o mare diferență între ce poate face un cimpanzeu și ce poate face omul. Dar au apărut și niște mari surprize cu care ne confruntăm și astăzi. Prima, care este aici listată a treia, este că 50% din genomul uman e format din elemente transpozabile. Deci sunt niște elemente care le cunoaștem de la plante și care sunt fragmente de ADN care pot să sară, să se transpună, să-și schimbe locul în genom. Și bineînțeles, când fac acest lucru, efectul poate să fie devastator. Pentru că atunci când un transpozon își schimbă locul, el poate ateriza în mijlocul unei gene și o poate inactiva. Sau poate ateriza în mijlocul unei regiuni reglatorii și o poate activa gene care, în mod normal, nu trebuie să fie active. Deci avem jumătate din genomul nostru este format din elemente transpozabile. Avem un număr de gene care sunt provenite din transpozon, deci am folosit transpozoni, și avem sute de gene care sunt provenite prin transfer orizontal de la bacterii, în afară de mii de gene care codifică proteinele mitocondriale pe care le-am luat din acea bacterie care a devenit mitocondria. Deci noi în genomul nostru avem un fel de mecanism cu ceas, un fel de bombă, pentru că dacă mâine se schimbă condițiile de presiune, de temperatură, de radiație pe Pământ, stresul celular, știm deja, induce cu precădere transcripția acestor regiuni și putem activa acești transpozoni care se vor duce și vor ocupa diferite locuri în genom, schimbând expresia genetică. Și aceste celule vor avea unele din ele un avantaj, altele un dezavantaj și vor fi selectate de noile condiții. Deci nu suntem chiar așa de perfecți și suntem jumătate din genomul nostru este format din elemente transpozabile. E bine, acest ADN pe care noi îl avem în genomul nuclear și cel din mitocondrii, el când se înmulțește, când se copiază, face greșeli. Deci nu e perfect. Și avem tot felul de mecanisme care au evoluat pentru a corecta aceste greșeli. Totuși, în fiecare an, într-o celulă stem hematopoietică, deci o celulă care produce sânge, s-a numărat, s-a calculat exact și știm că fiecare an de viață aduce 14 mutații. Deci, o persoană care are 80 de ani, da, are de 80 de ori 14 mutații. O persoană care are 10 ani are numai 140 de mutații. Marea majoritate a acestor mutații nu sunt niște mutații care produc efecte, pentru că avem 3 miliarde de perechi de bază, da? Și deci 14 nu înseamnă mare lucru. Dar uneori, aceste mutații pot fi la originea unei boli și atunci noi le numim driver, pentru că ele conduc spre o boală sau spre amplificarea unui tip celular. Dar imensa lor majoritate sunt mutații, cum ne spunem noi, passenger, nu pentru că trec, ci pentru că sunt ca un pasager într-o mașină. Însă, în medicină, noi știm, mari clinicieni totdeauna spun, nu există boală, există bolnav. De ce? Pentru că aceeași mutație driver la o persoană care are 60 de ani va fi
în contextul a 840 de alte mutații. Și o celulă care are 840 de mutații de un fel și mutația driver poate funcționa puțin diferit de o celulă care are aceeași mutație driver și alte 840 de mutații. Deci există o mare variabilitate din cauza acestor mutații care sunt pasagere. E bine, cancerul, și suntem toți preocupați de această problemă, pentru că avem cu toții rude, familie, prieteni și vedem că s-au făcut progrese, dar totuși nu destul. Cancerul este o boală clonală, deci întotdeauna apare într-o celulă care apoi devine o clonă, care implică mutații la nivelul secvenței genetice și defecte epigenetice. Epigenetica fiind acea știință care se ocupă de modificarea ADN-ului, care nu presupune neapărat, nu presupune mutații. Bazele azotate și proteinele din cromatină pot fi modificate. Și ceea ce e cel mai important, cancerul este o boală care presupune defecte în programarea diferențierii. Deci acel proces prin care noi producem celule foarte diferite, care exprimă gene diferite, deci care, mă scuzați, care acea alegere a genelor diferite, acel proces este implicat în cancer. Și vedeți aici o leucemie acută, un tablou al unei leucemii acute promilocitare, celule mari, blastice, care nu se vor diferenția, care nu sunt bune, nu vor forma sânge corect și care vor umple măduva hematopoietică a unui pacient și din această cauză pacientul nu va mai putea produce sânge normal. Iată cum trebuie să arate sângele normal, dar acest sânge normal dispare și e înlocuit de acele celule de leucemie acută. Și pacientul vine nu pentru că vine să ne spună că are celule care nu sunt corecte, vine să ne spună că nu are forță fizică, pentru că nu mai are globule roșii, are infecții și are hemoragii. În activitatea mea profesională am avut două mari șanse. Prima a fost de a lucra la Institutul Whitehead și a doua de a fi angajat ca șeful unei unități la Institutul Ludwig pentru cercetări contra cancerului. Aceste două institute au ceva în comun și anume ele sunt institute care au fost fondate de niște oameni care au donat foarte mulți bani pentru a stimula cercetarea. Jack Whitehead, fondatorul Institutului Whitehead, a donat câteva sute de milioane de dolari în 1984 pentru a crea acest institut Whitehead. Sigur, în Statele Unite, atunci când aceste persoane donează bani, au un mare avantaj la taxe și atunci ei nu pot fi implicați în activitatea institutului. Odată ce a donat sutele de milioane de dolari, el nu poate să vină la laborator și să spună cercetătorilor ce să facă. Dar a creat un institut care a avut forța financiară să-și asume proiecte extrem de riscate. Proiecte care nu pot fi de la început garantate ca fi proiecte de succes. Deci această finanțare fundamentală care nu e dependentă de proiecte în care cercetătorul promite finanțatorului un rezultat, este cheia succesului cercetării științifice americane. Institutul Ludwig a fost creat de Daniel K. Ludwig, care a fost unul dintre cei mai mari miliardari ai economiei americane. El a fost cel care a inventat un mod de a construi vapoare care pot să iasă din port pe o parte, astfel încât puteau fi construite în orice port al lumii. Nu erau numai în marele porturi. Și atunci a devenit miliardar și astăzi majoritatea vapoarelor care stochează petrol aparțin companiei lui Ludwig. Și el, în anii 70, văzând că un competitor de-al lui Howard Hughes crease un institut medical, a decis că trebuie și el să creeze un institut medical și a creat așa numitul Ludwig Institute for Cancer Research, diferit de Howard Hughes, pentru că l-a creat și în Statele Unite, dar și în alte țări, cum a fost Elveția, Germania, Belgia, Australia și Brazilia. Deci ideea lui era că se poate face cercetare și în afara Statelor Unite. Și Institutul Ludwig există și astăzi, a început cu o donație de 500 de milioane de dolari, are astăzi încă o avere de peste 2 miliarde și a funcționat timp de 50 de ani cu 80 de unități. Și deci șansa vieții mele științifice a fost că am reușit să conving autoritățile acestui institut că pentru a rezolva problema cancerului
sanguin, deci în zona hematologiei, e foarte important să înțelegem cum se formează sângele. Deci eu nu le-am promis lor că voi găsi un tratament sau cauza unui cancer, ci le-am spus că trebuie să înțelegem mai bine cum se formează sângele. Și numai dacă facem acest lucru, vom avea șansa să găsim niște lucruri care să aibă aplicație medicală. Și m-au crezut. Aceasta a fost o șansă foarte mare. E bine, sângele se formează în măduva oaselor, pornind de la o celulă hematopoietică stem. Celule stem care noi ne naștem cu ele și nu le putem pierde. Deci de câte ori o celulă stem se diferențiază, ea trebuie să rețină o copie identică a ei însăși, pentru că altfel pierdem și epuizăm celulele stem. Și aceste celule stem se diferențiază ori în linia mieloidă, pe care o vedeți aici, ori în linia limfoidă, acea linie care produce anticorpii, de exemplu, care ne ajută în vaccinul contra COVID. E bine, dacă ne uităm la sângele periferic, vedem că 40% din sângele periferic este format din globule roșii. Aceste globule roșii care transportă oxigen la țesuturi, la mușchi mai ales. Și pentru fiecare din liniile acestea de formare a sângelui sunt diferite etape care trebuie parcurse pentru ca dintr-o celulă stem și progenitoare să ajungem în final la o celulă matură, utilă, cu care să supraviețuim. Și dacă deschidem capota motorului și ne uităm la exact cum se întâmplă acest proces, vedem că sunt niște mici proteine, eritropoietina de care poate ați auzit, trombopoietina, interleuchine, factori de creștere, care reglează numărul celulelor care se formează și raportul lor pentru a avea o formulă corectă. Și dacă deschidem capota motorului și ne uităm exact la ce se întâmplă pe suprafața unei astfel de celule, vedem că vin niște citochine, cum ar fi eritropoietina, se leagă de un receptor care este o antenă la suprafața celulei, o antenă care odată ce simte că s-a legat hormonul, citochina, schimbă conformația și transmite aproape instantaneu în interiorul celulei un semnal care spune nucleului că trebuie să inducă anumite gene. Și subiectul nostru în laboratorul de cercetare la Institutul Ludwig a fost modul în care aceste proteine funcționează. Deci era un aspect foarte fundamental, nu un aspect aplicat. Acești receptori sunt legați de niște mari proteine care noi le numim proteinele JAK. Și aceste proteine au fost inițial descoperite prin analogie cu alte proteine, nu știam ce fac. Au fost numite Just Another Kinase și acronimul a rămas JAK. Dar după aceea, când s-a văzut că aceste proteine sunt esențiale pentru ca semnalele să fie transmise în interiorul celulei, atunci numele a fost schimbat în Janus Kinase, pentru că zeul roman Janus este zeul acela al porților deschise, care are două fețe și cele două fețe sunt cele două domenii ale acestei proteine, un domeniu kinazic, catalitic, cum spunem noi, deci care este o enzimă, și un alt domeniu care seamănă leit cu primul, dar care nu are activitate catalitică. Deci este un fel de relicvă biologică în care avem un domeniu important pentru structura proteinei, ca un fel de eșafodaj care a rămas, dar care nu are activitate catalitică. Și deci dacă vrem să vedem într-un mod foarte simplificat cum funcționează aceste antene, ele sunt pe suprafața celulei ca o antenă pe suprafața unui acoperiș, sosește semnalul, semnalul schimbă conformația acestei antene, cele două proteine JAK se fosforilează, se activează reciproc și apoi sunt atrase la acest receptor alte proteine care apoi la rândul lor sunt modificate, este ca un fel de muzică și aceste proteine apoi modificate se duc la nucleu și spun genelor că trebuie să fie induse. Deci ele aleg printre cele 20.000 de gene acele gene care trebuie să fie induse pentru a forma, de exemplu, globule roșii sau pentru a forma trombocite, plachetele sanguine. Și în acest domeniu există un grup de maladii care sunt destul de prevalente în momentul de față, care se numesc neoplasme mieloproliferative, în care numărul de celule sanguine format este excesiv.
Și la început el este excesiv prin celule care sunt funcționale, deci care pot să își ducă rolul lor biologic, dar ele se transformă cu timpul într-o leucemie acută, o boală foarte gravă în care diferențierea se pierde. Și deci, cum am ajuns noi să ne ocupăm de această boală? Prin faptul că la nivel fundamental, un student în laboratorul meu arătase că proteinele JAK, și aici, de exemplu, proteina JAK2, atunci când este exprimată, stabilizează un receptor de suprafață, îl face să fie mai bine expus și mai stabil. Și un grup din Johns Hopkins University în 1998 arătase că în aceste boli receptorul este deficitar, este mai puțin în celulă, mai puțin pe membrană și traficul lui la suprafață este blocat. Și atunci noi am arătat că dacă am supraexprima proteina JAK2, am reparat acest defect. Și deci am postulat că aceste boli trebuie să aibă un defect în calea aceasta a JAK2. Și împreună cu profesorul William Venschenker de la Institutul Gustave Roussy din Franța, care este un mare specialist în hematologie și care avea foarte mulți pacienți, am început să studiem această problemă și în final am identificat o mutație foarte subtilă în domeniul acesta pseudochinazic, care se considera a fi inutil, mutație care schimba un aminoacid din 1200 la nivel genetic, un nucleotid din 3600 de nucleotide și deci această mutație super punctiformă ducea la activarea permanentă a acestei enzime, ceea ce făcea ca receptorii să fie activi tot timpul, indiferent dacă sosea stimul sau nu, indiferent dacă persoana avea eritropoietină sau nu, sau trombopoietină sau nu, și acest lucru explica creșterea foarte mare a proliferării și apariția acestui cancer. În urma acestei observații, industria farmaceutică a creat o serie de inhibitori care sunt astăzi în clinică, aprobați, cel puțin 3 sunt deja aprobați și sunt inhibitorii de JAK care funcționează, dau rezultate, au fost aprobați pentru că au trecut de faza 3, dar ca întotdeauna în medicină, ei nu sunt eficienți atât de mult în domeniul pentru care au fost creați, ci s-a dovedit că sunt foarte eficienți în boli autoimune, în boala aceea care se numește graft versus host, adică atunci când se face un transplant, grefa care reacționează contra gazdei, este o boală foarte gravă autoimună și când cortizonul nu funcționează, acești inhibitori funcționează. În 2006, de asemenea, am constatat că un receptor, receptorul de trombopoietină, are o regiune specifică aici în roșu, care nu e prezentă în niciun alt receptor și în acea regiune există un triptofan, un aminoacid, care dacă este modificat, am arătat noi, receptorul devine activ și acești mutanți sunt a doua cauză a acestor boli la pacienții care n-au mutație JAK2, au mutație acestui receptor care activează persistent proteina JAK2. Și timp de mulți ani de zile, din 2005 și până acum, noi eram convinși că aceste mutații pe care le detectăm specific numai la pacienți, și pacienții au peste 60 de ani, noi credeam că aceste mutații sunt dobândite undeva pe la 30-40 de ani. Doar recent, cu tehnici mult mai avansate, am putut constata, surpriza, că de fapt aceste mutații nu sunt dobândite cu puțin timp înainte de boală, ci sunt multe din ele dobândite în viața embrionară, în timpul vieții intrauterine sau în primii 5 ani de la naștere. Și acest lucru a fost dovedit pentru toate mutațiile din sindromele mieloproliferative și din alte boli, cum sunt leucemia acută. Deci ceea ce se întâmplă este că avem o mutație care este dobândită într-o celulă stem în viața embrionară și apoi timp de 30 de ani nu se întâmplă nimic, această celulă rămâne dormantă, în hibernare, nu produce boală, nu produce clonă, nu o vedem, trebuie niște tehnici extraordinar de sensibile pentru a o putea detecta. După 30-40 de ani, la anumiți pacienți, apare o clonă, care noi numim Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential, CHIP, și peste 2% din sânge începe să fie produs de această clonă.
La oameni în vârstă care n-au maladii hematologice, putem avea 80% din sânge produs dintr-o clonă. Și apoi, după alți 20-30 de ani, apare neoplasmul mieloproliferativ și după câțiva ani, el poate evolua într-o leucemie acută mieloidă secundară. Și deci, a apărut un nou domeniu de cercetare. Cum găsim aceste clone și cum am putea să le eliminăm? Pentru că dacă le-am elimina, am reduce foarte mult riscul de producerea acestor boli. Pacienții care au CIP, această hematopoeză clonală, au un mare risc de maladii cardiovasculare, pentru că monocitele care provin din această clonă sunt active și se pot duce la peretele vascular și, de asemenea, apoi au un risc de 20-30 de ori mai mare de a produce leucemie acută mieloidă sau neoplasm mieloproliferativ. Și această schemă e valabilă la multe cancere. Eu mă refer numai la aceste cancere sanguine în această seară, dar la multe alte cancere se întâmplă exact același lucru. Durează foarte mult pentru ca celula inițial modificată să ducă la o tumoră malignă. Cum spun englezii, it has to be all about right. Deci e greu și pentru celulele tumorale să ajungă o tumoră. Problema ar fi cum le detectăm din timp, astfel încât să le eliminăm înainte ca ele să poată să producă o boală. Și deci acest sistem în care celule stem adulte sau când sunt încă în viața embrionară, dobândesc mutații și apoi evoluează către cancere cronice și apoi către cancere acute, formează astăzi un subiect enorm și foarte interesant de cercetare. Și închei acest capitol arătându-vă că în faza cronică acești bolnavi au foarte multe celule sanguine, foarte multe globule roșii, plachete, granulocite și în faza acută diferențierea este blocată și acumulează aceste celule blastice. Din nefericire, în faza de leucemie acută mieloidă secundară, armamentul nostru terapeutic e foarte modest și mulți din acești pacienți nu au o terapie eficientă. Deci este absolut vital de a intercepta acest proces înaintea progresiei. În mod neașteptat, acești pacienți au și foarte multe tromboze, au multe alte complicații și în mod neașteptat, acum câțiva ani am fost solicitați de gastroenterologi care tratau niște boli care se numesc tromboze ale venelor abdominale, de exemplu boala Budd-Chiari, și care trimiteau acești pacienți la chirurg și chirurgul punea stent și de fapt s-a constatat că 75% din acești pacienți au mutația JAK2 sau alte mutații din neoplasmele mieloproliferative și că de fapt ei debutează un neoplasm mieloproliferativ prin această tromboză și dacă tromboza e tratată, dacă maladia hematologică e tratată, nu mai refac tromboza, dar dacă nu e tratată, vor fi din nou și din nou operați. Și deci, astăzi medicina modernă presupune pentru fiecare capitol al oncologiei și al altor domenii ale medicinii, secvențarea. Secvențarea poate să fie doar a unui panel de gene, cum vedeți aici aceste corăbii care sunt minoritare în oceanul ADN-ului genomic, dar este important să secvențăm măcar toate genele, așa numitul whole exome, și dacă nu, tot genomul, pentru că modificările undeva în genom departe pot produce niște efecte structurale asupra genomului, care chiar în absența mutațiilor unor gene să le reflecte în funcția lor, care să fie ulterior deficitară. Și deci idealul ar fi ca în câțiva ani fiecare persoană să aibă secvența genomului pe un card și atunci când doctorul îl consultă știe exact care sunt maladiile la care e predispus, cum va suporta antibioticele, cum va suporta anticoagulantele, pentru că fiecare din aceste medicamente vor fi metabolizate în funcție de polimorfismul genelor care codifică enzimele care metabolizează și nu vom mai trata fiecare, toți pacienții la fel. Vom trata, cum spunem acum, mai mult sau mai puțin personalizat. Și deci vom ajunge și noi oamenii, poate, la stadiul la care sunt automobilele. Deci automobilele astăzi, în fiecare an, se merge cu automobilul la verificarea tehnică și se verifică frânele, se verifică direcția, amortizoarele,
ambreiajul, cutia de viteze, tot. Pentru oameni nu putem face încă acest lucru, dar idealul ar fi ca în fiecare an, dintr-o probă de sânge, să izolăm ADN-ul circulant și ADN-ul circulant, dacă provine din tumori, va avea semnătura secvenței tumorilor și prin secvențarea acestor tumori să putem spune pacientului, atenție, ai putea avea o maladie canceroasă într-un anumit loc. De obicei este înaintea de a se vedea pe imagistică, deci va fi mult înainte de a putea vedea pe CT scan, pe PET scan și așa mai departe, și dacă aceste semnături sunt corecte, se poate interveni terapeutic deja înainte ca tumora să fie decelabilă prin imagistică. Și un astfel de caz a fost raportat în Lancet Oncology prin acel diagnostic non-invaziv la o femeie însărcinată la care s-a pus diagnosticul de limfom la mamă, deci se căutau anomalii la făt, dar s-a pus diagnosticul de limfom și limfomul apoi a fost eventual până la urmă găsit. Deci cred eu că în următorii ani vom face un mare progres în această medicină personalizată și poate într-o zi în prevenție personalizată. Dar acum am să închei această prelegere cu două mesaje pentru tinerii care sunt în această sală, mai ales cei care intră acum în facultăți, și am să le spun că noi în biologie și în medicină avem două probleme fundamentale pentru care nu facem progres, pentru care nu avem medicamente țintite, pentru care nu putem trata anumite boli a căror cauză o cunoaștem. Și dacă am rezolva aceste probleme, atunci viitorul medicinii ar fi cu totul altul. Și din cauza că nu rezolvăm aceste probleme, în sute de laboratoare, mii de oameni fac același lucru, muncă empirică, cum spun eu, orb, încearcă să găsească substanțe care să influențeze anumite proteine la întâmplare, deci nu printr-un desen rațional, ci având colecții de molecule, sute mii de molecule care sunt testate, și poate una va avea un efect, dar nu suntem capabili de a raționaliza acest lucru. Și cele două probleme majore sunt până la urmă probleme care veți vedea sunt la intersecția matematicii, geometriei, chimiei și fizicii. Deci suntem la 10-a ediție a acestei conferințe, celelalte 9 au fost de fizică. Această conferință este o pledoarie a medicinii pentru ca fizicienii să devină mai implicați. Prima problemă este problema foldingului proteinelor. Cum își asumă proteinele forma spațială? Deci ați văzut că proteinele sunt sintetizate de ribozomii lupalade pe secvența ADN-ului care a devenit ARN mesager și apoi proteinele ce sunt ele? Sunt un șir de aminoacizi, sute mii de aminoacizi legați printr-o legătură pe care noi o numim peptidic. Avem 20 de aminoacizi, dar putem avea proteine de 10.000 de aminoacizi pentru că avem secvențe ale acestor aminoacizi. Și deci, proteina este sintetizată și apoi ea trebuie să-și asume o formă spațială. Forma spațială noi o știm pentru că avem niște tehnici foarte scumpe care se numesc cristalografie cu rază X. Și pentru 1400 de proteine avem structura spațială. Dar pentru celelalte 58.000 n-avem structura spațială. De ce? Pentru că a obține structura spațială presupune cristalizarea proteinei. Și nu toate proteinele cristalizează. De asemenea, proteinele de membrană, antenele acelea, nu cristalizează pentru că au fragmente hidrofobe care se inseră în membrană. Și deci, regulile chimice și fizice prin care o proteină sintetizată își asumă această formă spațială finală, care este esențială pentru funcția ei biologică, pentru recunoașterea de alte proteine, nu cunoaștem legea prin care acest lucru se întâmplă. Deci suntem în biologie cum erau în mecanică înainte de Newton. Deci nu exista forță egal masă ori accelerație. La noi nu știm ecuația fundamentală a foldingului proteinelor. Totuși, problema este și mai gravă pentru că un foarte creativ cercetător, Cyrus Levinthal, a emis acum 20 de ani un paradox care a arătat că o proteină mică de 100 de aminoacizi, care are 99 de legături peptidice, dacă foldingul acestei proteine
ar fi simpla căutare a minimului de energie, atunci numărul posibil de conformații este mai mare decât vârsta Universului. Deci este 3 la 198. Prin urmare, ar dura foarte mult până când această proteină și-ar căuta minimul de energie. Și ea se foldează într-o milisecundă. Deci ceva se întâmplă, există niște informații în structura proteinelor pe care noi nu le cunoaștem și care ne permit acest folding foarte rapid. Și totuși, în 2021 a fost un mare succes în acest domeniu, care a venit din domeniul inteligenței artificiale. Un foarte important cercetător în acest domeniu, Demis Hassabis, de care o să mai auziți, care a fondat compania DeepMind și care înainte a fost campion la șah la 4 ani și la go la 8 ani, a decis să-și asume în compania lui DeepMind cea mai dificilă problemă, problema foldingului proteinelor, și a reușit să creeze un program care se numește AlphaFold și care reușește performanța extraordinară să prezică absolut corect aproape 60% din proteinele care există, deci toate proteinele solubile și care nu formează multimeri. Și cum a făcut el acest lucru? S-a bazat pe faptul că secvențarea ADN-ului este atât de dezvoltată în momentul de față din cauza deciziei inițiale de a secvența tot genomul, și tehnicile sunt atât de eficiente încât toate speciile au fost secvențate. Și atunci, dacă noi avem o proteină X a cărei structură spațială o dorim, putem să facem o aliniere a secvenței de aminoacizi a acelei proteine la toate speciile. Și ipoteza este că proteina va face același lucru la toate speciile. Și atunci, dacă apar variații în structura, în aminoacizi, ele sunt de obicei compensatorii. Deci dacă apare aici o sarcină negativă, undeva în proteină trebuie să apară o sarcină pozitivă ca să compenseze. Și indiferent că acele două domenii sunt depărtate unul de altul, aceste zone complementare, prin definiție, vor fi împreună în spațiu. Și făcând această analogie și utilizând rețele neuronale, a reușit să perfecteze predicția structurii proteinelor la un nivel la care nu s-a mai putut ajunge înainte și care nu folosește ecuațiile clasice ale mecanicii și toate programele de chimie și fizică care erau utilizate anterior. Se bazează exclusiv pe aceste date de secvențare și pe procesul de, cum spun ei, machine learning cu rețele neuronale. Surpriza, pe de o parte, a fost că avem aceste structuri în momentul de față, deci cam 60% din proteine știm cum arată, înainte nu știam, dar tot nu știm legea, tot nu știm mecanismul prin care ele ajung la acea structură spațială. Deci tot trebuie să descoperim acea lege care ne lipsește, acea lege care seamănă cu ecuația lui Newton pentru mecanică. Dar și mai interesant este că un pionier în domeniul inteligenței artificiale, Terence Genovsky, a spus că matematica actuală n-ar fi prezis cât de bine vor merge aceste programe de inteligență artificială și că deci trebuie creată o teorie matematică care să înțeleagă de ce au mers programele de învățare artificială atât de bine. Și deci dacă aceste progrese vor continua, vom ajunge să înțelegem într-o zi din structura primară a unei proteine, forma ei spațială și apoi formele spațiale ale proteinelor cu care ea interacționează și vom putea să desenăm niște molecule chimice care să le blocheze sau să le activeze. Și acum ajungem la problema chiar foarte gravă, care este esențială pentru cancer și este o problemă de același tip și anume codul conformației cromatinei. Deci aici era simplu, erau proteine, proteinele se împachetau, aveam o formă. În nucleu noi avem ADN foarte mult, 3 miliarde de perechi de bază în fiecare nucleu. Și el, ca să poată să încapă în nucleul acela, este compactat de niște proteine. Sunt niște proteine care se numesc histone și alte proteine care vin și interacționează cu ADN-ul. Și la un moment dat ajungem ca structura să fie extraordinar de compactă, acei cromozomi pe care îi cunoaștem cu toți. E bine, când anumite gene sunt exprimate, structura se relaxează și în funcție de tipul de celulă se relaxează în mod diferit. Deci o problemă extrem de complicată de geometrie combinată între ADN și proteine.
Și deci alegerea tipului de gene care este exprimat e o problemă în final de structură conformațională a cromatinei. Și vedeți aici nucleul, vedeți aici cromozomii, da? Și vedeți niște bucle, vedeți niște frontiere în roșu. Deci cromozomii sunt împărțiți în niște domenii, care noi le numim domenii topologice. Și fiecare domeniu topologic formează niște bucle care ne apar nouă ca foarte flexibile și foarte libere, dar de fapt nu sunt deloc flexibile și libere, ele știu exact ce trebuie să facă și fiecare formă care nouă ni se pare ceva absolut la întâmplare e foarte precis pentru a aduce un enhancer, care este o regiune reglatoare care e departe de o genă, prin acest proces de buclă, de looping al ADN-ului, de a aduce acest enhancer foarte aproape de începutul unei gene care se numește promoter. Și numai când aceste două zone de ADN ajung geometric în contact, asamblează suficiente proteine pentru a induce copierea acelui ADN în ARN mesager. Acest lucru se întâmplă în interiorul unui domeniu topologic și ce se întâmplă în cancer este ori apar mutații și aceste frontiere în roșu dispar și atunci buclele astea se amestecă și un domeniu topologic induce gene într-un domeniu topologic greșit sau anumite regiuni aici în albastru se interpun și vin în contact cu promotorii greșiți, ceea ce face ca diferențierea să fie blocată. Deci este o melodie blocată, celulele nu mai ajung să se diferențieze și nu mai avem celule normale, mature, ceea ce în final duce la blocarea diferențierii. Și cu aceasta am ajuns la momentul mulțumirilor. Doresc să mulțumesc membrilor echipei mele de la Bruxelles, pe care îi vedeți aici, medici, doctoranți, postdoctoranți, de la Institutul Ludwig pentru cercetări contra cancer de la Bruxelles, echipa de la Oxford, un număr de colaboratori internaționali din multe țări, din Statele Unite, din Franța, din Austria. Doresc să mulțumesc din România pentru un studiu recent pe care sper că vom publica asupra structurii proteinelor grupului de la Institutul de Biochimie al Academiei Române, dr. Andrei Jose Petrescu. De asemenea, doresc să mulțumesc Institutului de Virusologie Ștefan Senicolau, cu care colaborez de foarte mult timp și să evoc personalitatea profesorului Nicolae Cajal, care ne-a motivat și ne-a inspirat pe toți și grupul condus acum de dr. Carmen Diaconu și un proiect care este în domeniul acesta al leucemiilor. Nu pot să nu evoc personalitatea academicianului Laurențiu Popescu, care a avut în 2002 ideea de a crea disciplina de medicină moleculară și cursul pe care îl predăm împreună cu colegii mai tineri, pe care îi vedeți aici, din 2002, se împlinesc anul acesta 20 de ani de când predăm acest curs. Să mulțumesc Institutul Național de Patologie Victor Babeș, care găzduiește acest curs și colectivului de acolo, condus de profesorul Mihai Hinescu. De asemenea, să mulțumesc Fundației de Medicină Celulară și Moleculară pentru sprijinul acordat revistei Journal of Cellular and Molecular Medicine, la care invit tinerii studenți în științe biomedicale să publice, laboratorului Personal Genetics din București, care a fost primul în România, cred că începând din 2009-2010, dacă nu mă înșel, care a pus problema acestei medicini personalizate și prevenții personalizate, Academiei de Științe Medicale, care în cadrul Federației Europene Academiilor de Medicină joacă un rol important în mai multe programe, în special în programul acesta One Health și, în fine, Academiei Române pentru ocrotirea valorii spirituale și științei românești. Vă mulțumesc!